Înălțimea ți se poate schimba odată cu vârsta și este adevărat că devii mai scund pe măsură ce îmbătrânești. Pierderea în înălțime este considerată consecința tipică și firească a îmbătrânirii. Oamenii pierd de obicei aproximativ un centimetru în înălțime la fiecare 10 ani după vârsta de 40 de ani, conform Medline Plus, și acest ritm de pierdere a înălțimii se accelerează după vârsta de 70 de ani. Iată ce trebuie să știți despre micșorarea în înălțime pe măsură ce îmbătrânești și când devine o posibilă problemă. Pe măsură ce îmbătrânești, devii mai scund din cauza modificărilor la nivelul oaselor, mușchilor și articulațiilor. Discurile dintre vertebrele coloanei vertebrale pierd lichid pe măsură ce îmbătrânești, se deshidratează și odată cu asta pierzi puțin din înălțime, spune dr. Angela Katic. De asemenea, mușchii abdominali tind să se slăbească în timp, ceea ce poate crea o postură cocoșată și devii mai scund. La femei, menopauza poate accelera pierderea osoasă din cauza pierderii efectelor protectoare ale estrogenului asupra oaselor, dar pierderea în înălțime se poate datora și osteoporozei, o boală osoasă care se dezvoltă atunci când densitatea minerală osoasă și masa osoasă scade sau când calitatea sau structura osului se modifică. Acest lucru poate reduce rezistența oaselor și poate crește riscul de fracturi. Osteoporoza poate duce la fracturi de compresie a coloanei vertebrale, care sunt mici rupturi la vertebre coloanei vertebrale. Medicul tău va suspecta osteoporoza dacă ai o pierdere totală de înălțime de 3 cm sau mai mult. Un test de densitate osoasă este ca o radiografie a corpului tău și durează aproximativ 15 minute. Testul poate spune medicului cât de puternice sunt oasele și va determina dacă ai osteoporoză, precum și riscul de fracturi în viitor. Potrivit doctorului, îți poți reduce riscul de pierdere a înălțimii făcând următoarele: sport regulat, ridicări de greutăți, cu o dietă bogată în calciu și vitamina D pentru a susține sănătatea oaselor, evitând fumatul, consumul excesiv de alcool și consumul excesiv de cofeină, toate acestea fiind factori de risc pentru osteoporoză, relatează sanatate.ro.